Era mai bine dacă aveți un microfon, da. Asta e cel mai greu loc, e să stai aici. Da, slavă. Cred că mulți dintre voi, multe familii de aici, am ajuns acasă și am avut ocazia să spun povestea întreagă. Povestea anul trecut a vieții mele în Africa. Dar în seara asta, dacă avem timp, sau mă gândeam să spun așa mai pe scurt. O să încep cu un verset. M-am tot gândit cum să încep o introducere. Și chiar aseară când am deschis telefonul, am văzut Biblia pe telefon, am văzut un verset care chiar se potrivește cu seara asta. Să vă citesc, e la Isaia 43, versetul 18 și 19. Spune că nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Deci ce a fost până în anul trecut, până în ianuarie, nu cred că mai are rost să mai povestim. O să încep să povestesc exact cum a fost și cum Dumnezeu mi-a vorbit să ajung în locul acesta. Trebuie să dau un detaliu care poate nu m-aș fi dus în urmă, dar a fost, cred că hai să zic, în 2020, chiar ultimele lucruri a fost că eu cred că Dumnezeu a lucrat prin fratele ăsta ca să îmi spună vorbele acestea. Mi-a zis că în biserică tu nu mai ai voie să mai lucrezi. Și știu că i-am zis. Știu că nu contează ce spun oamenii, contează ce spune Dumnezeu. Și asta m-a pus pe mine foarte mult să mă gândesc că, ok, în biserică nu mai am voie să mai lucrezi, dar e clar că în afara bisericii am voie. Și până la urmă, misiune, așa cum spune și titlul prezentării mele, toată lumea e un misionar. Asta a fost doar începutul să mă tot gândesc, Doamne, dar eu vreau să te slujesc. Dacă în biserică nu am voie, ajută-mă să spun Evanghelia oamenilor de afară. Eu chiar am dorință să te slujesc. Și așa au mers zilele și am hotărât că în ianuarie 2021 am zis că nu mai las, vreau să încep cu Dumnezeu. Vreau să cunosc mai mult pe Dumnezeu și să încep cu Dumnezeu să-mi pun talanții în valoare, că de fapt aici era ideea. Dacă Dumnezeu mi-a dat mai mulți talanți sau unul sau doi, nu pot să-i folosesc în biserică, atunci o să-i folosesc în afară. A venit o verișoară din, cred că o cunoașteți, Lavinia Vădulescu, e misionar în Vanuatu. Eu mă tot gândeam la misiune de mulți ani. Am mai avut așa vreo două tentative să merg, dar eu cred că n-a fost nici momentul și nici. Nu terminam fost în facultate odată și au mai fost mai multe lucruri. Știu că mi-a zis că există o organizație mondială cu care a mers și ea. Mi-a zis că normal trebuie să faci o școală de misiune ca să mergi și așa. Că trebuie să cunoști cultura, să cunoști obiceiurile de acolo, nu poți să te duci așa într-un loc unde nu cunoști nimic. Și am zis, bine, dar când începe? Uite că începe în ianuarie. Perfect, exact cum așa mă gândesc și eu și în ianuarie am zis că încep cu Dumnezeu. Mi-a zis de misiune, am aplicat și eu, am căutat pe net, am aplicat și am vorbit și de bani, că costa misiunea asta nu era gratis, era cu bani. Mi-a spus un preț, am dat un interviu pe Zoom, că nu era cu pandemia și trebuia să fac și vaccinul. Am zis, nu contează, pentru misiune fac și vaccin. M-am dus la muncă mai mult, am strâns banii și când m-au acceptat, mi-au dat mail cu confirmare și în josul paginii prețul pe care îl stabilise era de 3 ori mai mult. Pe care nu-l discutasem.
În fine, da? Nu mai contează. Las, tot mă duc. Părinții la fel au zis. N-au zis nimic. A văzut că ceva nu e corect. Da? M-au lăsat în pace, doar s-au rugat pentru mine. Eram în drum spre București și m-a sunat un prieten al meu și i-am povestit că eu merg în misiune și că mă duc la școală. Și i-a zis ceva de genul ăsta. Cunosc organizația, chiar acum 5 ani a stat chiar în baza lor de misiune în Africa, în Guinea Bissau am fost. Și mi-a zis, Robert, tu chiar ai nevoie de 6 luni de pregătire. N-ai lucrat atâta și aici am și lucrarea cu țiganii și cu... Așa, chiar ai nevoie de o pregătire să te duci acolo? Oamenii ăia chiar sunt foarte puțini misionari în țara asta. Merge acolo direct. Și a zis, uite, cunosc pe cineva care tocmai a venit. Și i-am zis, băi, lasă-mi să mă gândesc. În drum spre acasă, m-am tot gândit, a zis că n-are. Hai să vedem, doar așa să văd ce spun oamenii. Mi-a dat numărul de la un alt băiat de la Arad, am sunat și mi-a zis, măi, tocmai a venit, dar e o echipă de români care merg chiar pe la jumătatea lui ianuarie, chiar să ducă o misiune acolo de construcții. Și mai bine, exact ce îmi place mie. Am spus la părinți că nu mai mă duc la școala de misiune, eu vreau să mă duc direct în Africa. M-am dus până la Arad, am vorbit cu misionarii aceștia români, m-am dat cumva un interviu, m-au acceptat. A venit, dar trebuie să vă spun un lucru foarte important. Înainte de toate, știu că rugăciunea mea a fost în felul ăsta. Doamne, trimite-mă într-un loc unde e foarte greu de trăit și pe termen lung. Nu știu dacă știți, dar în casa noastră, de-a lungul anilor, de cel puțin eu am crescut, cum tot timpul veneau misionari din toate colțurile lumii, veneau la noi în casă. Și poveștile lor, cum Dumnezeu îi călăuzea și cum ajungeau în locuri care poate nu era niciun creștin, mie asta, pentru mine asta era în cap, viața de misionar. Să merg într-un loc unde chiar ai ceva de lucru. A ajuns ziua de avion și am mers ca să zbor luni și am mers tot sâmbătă noapte, am mers cu trenul toată noaptea, am ajuns duminică dimineață la Arad și am ajuns la prietenul ăsta acolo, unde îl cunoscusem și mai zis, mai poți? Vrei să mergi la biserica mea? Unde sunt? Am zis, mai pot, hai să mergem. Am mers la biserică. Într-adevăr, a fost foarte obosit. Și după biserică am mers să facem testul de coronavirus. Am făcut testul, am mers după aia să mâncăm, am dormit. Am zis să mergem să dormim o oră la ea acasă și seara, azi mai poți? Nu vrei să mergi la biserică? Ba da, vreau să mergi la biserică. Am ajuns într-o biserică de, nu exagerez, 600 de oameni, o biserică mare. Și chiar ajunsese cu o jumătate de oră mai devreme. El s-a întâlnit cu pastorul între timp și m-a chemat în birou la pastor acolo și mi-a zis, n-ai vrea să spui cum ți-a vorbit Dumnezeu și bisericii noastre. I-am spus, oameni buni, nici măcar bisericii mele n-am spus, că n-am mers nici măcar cu... n-am o susținere. Păi, prezintă la noi în biserică. I-am zis, eu nu pot. Când am văzut biserica aia foarte mare, i-am zis că nu, nicio șansă. I-am spus, l-am refuzat. Am mai vorbit. După am mai insistat încă o dată, mi-a zis. Crede-mă, e mult mai bine să spui tu decât să spun eu în 5 minute. Îmi pare rău, nu pot. M-a lăsat așa, ce-am mai vorbit. Și când să ieșim pe ușă, slavă Domnului, așa a zis. Am mai insistat odată. Uite-mă, prietenul tău, Petru, o să vorbească el în față, la amvon, și o să te prezint el și după aia prezinți tu și el o să stea lângă tine să țină curaj. Mi-a zis atâtea oară, n-am mai îndrăznit să-i zic că nu vreau. Am zis, bine, o să prezint. Mi-a venit și mie rândul, eu ce emoție, eram transpirat tot. Am văzut mai biserica. Slavă Domnului! Mi-a dat Dumnezeu har și chiar am spus bisericii de atunci, o să vă spun și vouă versetul care m-a convins pe mine să merg în țara asta.
Se găsește la Evrei 11, în versetul 8. Spune că prin credința Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care a vrut să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Eu mă tot rugam pentru un răspuns, chiar înainte de Arad de tot, mă rugam pentru un răspuns și chiar într-o zi eram cu Biblia fix la Evreia, la Evrei 11. Și chiar așa, exact versetul ăsta mi-a vorbit. Am căutat pe internet, credeți că anul trecut eu n-am găsit multe lucruri. Foarte puține lucruri am găsit despre țara asta, de cultură, de tot. Dar versetul ăsta, Avram a plecat fără să știe unde să duce, înseamnă că și eu trebuie să plec într-un loc, trebuie doar să merg. Revin. Am spus asta și bisericii și după biserică, și nu mi s-a întâmplat, de când sunt eu, nu mi s-a întâmplat să vină cineva după biserică și să-mi dea pur și simplu bani. Să zic că uite, banii ăștia sunt pentru misiune, banii ăștia sunt pentru misiune. Vă zic că toți banii care mi-au dat oamenii după biserică au fost vreo 800 de euro. Deci înseamnă o groază de bani. Noaptea am pus la somn și noaptea pe la două așa m-am trezit și m-am uitat să verific, mi-a venit testul de la coronavirus. Pozitiv. Am fost pozitiv, am trezit de dimineață, vă dați seama, eram 5 oameni, dintre care doi asistent, un doctor și eu și încă o fată care eram pe parte de evangelizare cu copii. 3 din 5 am fost pozitiv, dintre care unul era doctorul principal. El a ieșit și el pozitiv, i-a zis, băi, pentru mine e voia Domnului, o las așa, eu nu ai să mergem, nu. Eu oricum sunt în sistem, nu vreau să am probleme. El a zis nu. El a plecat și așa că nu, era doctor, eu nu eram doctor. El a rezolvat cum a rezolvat treaba lui. Și într-adevăr, și în seara aia, și pastorul de acolo, și cuvântul lui Dumnezeu chiar mi-a vorbit personal. Era voia lui Dumnezeu să merg acolo. Dar cum se făcea că am pierdut biletul, dar Dumnezeu îmi dăduse banii înainte să aflu răspunsul că eu nu mai plec. A zis, e voia lui Dumnezeu să plec sau nu? Și vă zic că banii care i-am primit după adunare au fost fix banii mei de bilet, care îi dădusem eu pe bilet. 800 de euro dădusem și eu, 800 de euro plecăm înapoi. Și băiatul ăsta de la Arad mi-a zis, măi, tu vezi cum Dumnezeu ți-a vorbit astăzi și cum ai primit banii ăștia. Tu crezi că e voia lui Dumnezeu să îți mai ții un bilet sau nu? Ce faci? Te duci acolo, da sau nu? Chiar așa m-a luat direct și zis, băi, pentru mine e foarte clar cum mi-a vorbit Dumnezeu, eu mă duc. Și atunci, bine, stai 10 zile în carantină, uite-te după bilete și mai îți cumpără-ți un bilet. Stai 10 zile în carantină, între timp am tot sunat la compania aeriană să primesc banii înapoi. Era o poliță acolo, n-am rezolvat absolut nimic. Dar în alea 10 zile m-am apucat să învăț limba de acolo. Guinea Bissau e colonie portugheză. Limba oficială e portugheză, dar în mare oamenii nu o vorbesc, doar o înțeleg, să zic așa. E bine, doar la oraș. Am învățat portugheză. Văzusem un loc liber pe 6 februarie. Deci trebuia să plec pe 24 ianuarie. Am mai stat să prind un bilet mai ieftin. Și văzusem unul pe 6, dar nu știu, parcă ceva a fost ca să nu-l iau pe 6. Am tot stat și am zis, hai mă, cât să mai fie, că... Și pe 4 februarie a fost atentat la președinte, chiar în stat acolo. A fost cu arme, cu drog, traficanți de droguri. Bine, a murit exact garda președintelui. A murit vreo 13 persoane atunci. Fata care trebuia să meargă cu mine, azi nu, asta e o țară nesigură, eu renunț. Dacă vrei să te mai duci singur, bine, dacă nu, ia zi băietul, mă duc. Am mai stat câteva zile, m-am uitat de un bilet, am văzut pe 17 februarie, era și mă încădeam fix în banii aia, zis, eu tot mă duc. Și am găsit bilet de la București. Între timp, băiatul ăsta de Arad mi-a făcut cunoștință cu o familie de brazilieni din Guinea Bissau. Și mi-au zis că știu engleză,
Bine, ei vorbeau cu mine, da? Cred că vorbeau prin Google Translate, că când am ajuns acolo, oamenii nu știau. Am învățat și eu vreo 50 de cuvinte de portugheză, mă dați seama, nu știa nimic. Am ajuns acolo, am văzut că nu știu nici engleză. Ce am făcut? Acum înțeleg cu ei. Dar Dumnezeu e foarte mare. Să vedeți cum a lucrat, că Dumnezeu a pregătit totul dinainte. Am ajuns la familia aceasta, chiar dacă nu vorbeau cu mine, am tot vorbit în Google Translate. Google traducere, vorbeam. Eu scriam română, ei îmi traduceau în portughez și e la fel. Dar seara știu că a venit un frate care stătea în casa lor. Era un misionar brazilian. El, de drept, e profesor de portugheză și știa și ceva de engleză. Dar a zis, uite, tu de azi o să stai cu el în cameră. Și biletul lui de avion se amânase de 3 ori, de 3 ori ieșise pozitiv la coronavirus. Deci biletul tot s-a anulat de 2 luni. De 2 luni tot s-a anulat și ieșea mereu pozitiv la coronavirus. Și așa a fost, când am ajuns în casa lui, l-a pus cu mine în cameră, el știa ceva engleză și în fiecare zi pe unde umblam, 7-8 ore, tot ce mi-a arătat în jur, mi-a arătat în portugheză, cuvinte. După 3 săptămâni începusem să conversez așa puțin și să înțeleg mult și cu ajutorul Domnului știu că în 3 luni ajunsesc să vorbesc fără să mă mai gândesc deloc în română. Asta zic că Dumnezeu a pregătit totul și știu că e voia Lui. Avem timp, nu? O să vă povestesc mai multe acum, dacă tot avem timp. La familia de brazilieni, când am început, le-am spus de la început că eu am venit în Guinea-Bissau, dar din experiențele de-a lungul vieții, mi-au arătat că nu e bine să lucrăm în aceleași misiuni, în aceeași misiune. Dacă eu am o altă viziune și ei au o altă viziune, la un moment dat, inevitabil ne separăm. Și le-am spus de la început că eu am venit cu o viziune și așa m-a rugat Domnului că vreau să merg într-un loc unde e dificil de trăit și pe termen lung. Dar, pentru că așa am ajuns, o să încep cu voi în proiectele voastre, dar când Dumnezeu îmi va vorbi, eu vă las pe voi și o să merg unde mă trimite Dumnezeu. Primele 3 luni, eu am crezut că merg pe ceva, pe construcții, dar n-a fost nimic de construcții. Am făcut tot alte lucruri. Parcă Dumnezeu așa dorea să pună răbdarea așa la încercare și să mă țină un timp. Ușor, ușor învățam portugheza și soții se ocupa de o echipă de fotbal acolo. Aveau la 7 km, aveau o misiune și cu biserica. Și făceam de 3 ori cu soțul ei, de 3 ori pe săptămână mergeam, eram antrenor de fotbal la copii. Eu am început un curs de engleză, nici eu nu știu foarte bine, dar în o engleză de bază am putut să le dau. S-a prezentat la ei la biserică, am avut 15 elevi și am mers. Așa a vrut Dumnezeu că mi-a dat înțelepciune să le spun, hai să începem pe contracte de câte 3 luni. Hai să mergem 3 luni împreună și dacă Dumnezeu nu îmi vorbește nimic și nu mă trimite în niciun loc, continuăm încă 3 luni. Și așa a fost 3 luni, am fost antrenor de fotbal și profesor de engleză și după prima lună am stat-o la ei în casă și după aia următoarele luni le-am stat în satul unde făceau emisiune. Pentru că prima lună, credeți-mă, aveam toate condițiile ca acasă. Eu credeam că o să mă duc direct în junglă. Și le-am zis că eu vreau și eu să trăiesc cu ei acolo, dacă e vreo posibilitate. Și în biserică chiar era o cameră așa mai în spate, dar doar tencuită. Dormi pe o saltea aia, așa de vreo 7 cm, pe jos acolo, ca să gătesc la un, ca un grătar așa. Un grătar care îmi băgai cărbun, fără frigider, fără
Aveam curent electric, ca să era bine. Și așa era în fiecare zi. Trebuia să fac piața, mâncam atunci orez, pește și în fiecare zi trebuia să faci piața că nu aveai frigider. Asta era acea parte din misiune. Am stat acolo și prima zi de biserică am văzut un băiat așa în sală. Nu erau mulți tineri, dar am văzut un băiat. Nu știu. Parcă mi-a atras așa atenția și am zis, Doamne, mi-ar place să-l cunosc. După a fost o acțiune a bisericii în care s-a pus la biserica aia că nu avea. Totul erau doar geamuri, ochiurile de geamuri. Și au pus grădele de fier. Au pus grădele de fier și a zis cine vrea să le vopsească. Bineînțeles, eu și... Între timp a mai venit și un misionar de-a locuit cu mine, un misionar negru. Și fix băiatul acesta care era în biserică, care chiar eu pusesem ochii pe el. Dintre toată lumea din biserică, doar băiatul ăsta a venit și el ne-a ajutat gratuit, fără nimic. Numele lui e Sana, o să-l mai amintesc pe parcurs. Sana a venit și ne-a ajutat. Bineînțeles, am învățat ca la români, am terminat tot într-o zi. Acolo toate lucrurile sunt mult mai lente. Și viața e... Oamenii nu se grăbesc acolo. Totul e așa, încet și sigur. Așa l-am cunoscut pe Sana și după, când eu m-am mutat la biserică acolo, Sana a început să vină din ce în ce mai mult pe la noi pe acasă. Pentru că biserica era din duplex. Biserica netencuită, în unele locuri n-a venit șapă și casa vecinului, care era fix tot casa lui, dar o dăduse în închiriere la brazilian ca să, pentru biserică. Și băiatul ăsta stătea lângă mine și în fiecare zi venea și ușor ne-am cunoscut, am creat relații. El venea, eu stăteam cu băiatul acesta cu șapcă roșie. El a stat cu mine timp de 5 luni în aceeași încăpere. Cu el găteam, cu el ne rugam, cântam și făceam misiune împreună. Aș vrea să vă povestesc puțin viața lui Sana, pentru că toată povestea vieții mele de anul trecut se leagă de acest băiat când Dumnezeu m-a ajutat să-l cunosc și să ajung în tribul lui, în satul lui. O să vă povestesc viața lui. Sana are 25 de ani, e dintr-un sat, dintr-un trip de la vreo 250 de kilometri. Când stăteam în biserică, el mi-a zis odată, a zis, bă, Robert, vreau și eu să spun că eu nu sunt de aici, din capitală, eu sunt de undeva de la 250 de kilometri. Și a început și mi-a spus, eu sunt de acolo, tatăl meu a murit când aveam eu 2 ani, a fost crescut de mamă, mai am 2 surori mai mari și tatăl meu m-a mai avut o primă nevastă care mai am încă un frate mai mare. A vreo un frate și o soră mare, mai are un frate mare de 48 de ani. Și mi-a zis că, Robert, la vârsta de 13 ani eu am fost foarte bolnav. Nu știu, nici acum nu știu ce am avut. Și în satele astea, tot ce e în afară, în Bisau e capitala. În capitală seamănă mult cu civilizație. Dar ce e în afară, oamenii au multe ritualuri, multe tradiții. Și regula acolo, când ești bolnav, lui început să-i se cade părul, avea tot nodul pe la sub braț, dureri de măsele, mama lui l-a dus la toți vracii, că așa e, nu îl duce la doctor. Prima dată când ești bolnav acolo, te duce la vrac, la vrăjitori, îți fac tot felul de lucruri, dacă nu te rezolvă, legea tribului acolo spune că dacă nu a reușit murul, să numești, vrăjitor la ei, dacă nu a reușit murul să te rezolve, normal, tu n-ai voie să trăiești, că ești ca un blestem aici. Cumva, satana ne-a blestemat. Sunt 3 șefi acolo de sat.
trei șefi de sat care conduc. Și s-a hotărât cu familia lor, și a zis că normal el nu are voie să trăiască. Normal trebuie să-l omoare. Asta era. Dacă vă duc acolo, nu e nimeni. Toată lumea e sănătoasă. Nu o să vedeți acolo oameni fără o mână, fără un picior. Iar o altă regulă care au, dacă copilul se naște fără o mână, fără un picior, îl omoară de la naștere. Ei n-au voie să trăiască. Dar mama lui a zis, nu, e cel mai mic din casă aici, e singur băiat, al meu, eu nu-l las. O să mai încerc și până alte, s-a mai dus prin alte sate, dar rezolvă, n-a reușit nimic. După, n-a vrut să renunțe la el, l-a dus în capitala de la țări la un frate de-al ei care locuiește aici. E chiar familia asta care stătea, în care am stat eu în biserică. L-a dus aici, a fost cu el la doctor și la doctor i-a zis că ne pare rău, n-avea nicio șansă. Doar dacă s-ar duce în Europa sau în afară undeva, l-ar putea să rezolve. Mama lui n-a renunțat, s-a dus acolo, nu faci bani ușor. S-a dus să ia ulei de palmier în zone, da, pentru niște prețuri de 2-3 euro, dacă avea. Da, n-a renunțat. S-a întors acasă în familie, în familia unchiului, și în familie era încă un băiat, luat tot așa dintr-un alt grup. Ideea e că în etnia asta să tot iau copii din peste tot și cresc unchii. Dar cumva ei sunt sclavi în propria casa unchilor. Cumva unchii își fac treaba cu ei peste tot, doar că le plătește școala și mâncarea. În rest, sunt sclavii de altă dată. A ajuns în familie aici, l-a cunoscut pe băiatul ăsta și băiatul ăsta i-a spus despre Dumnezeu. I-a zis, vrei să-L cunoști pe Domnul Iisus? Da. I-a spus planul de mântuire, i-a zis, vrei să-L cunoști pe Domnul Iisus în inima ta? Da, vreau. L-a primit și după o lună a mers din nou la doctor. Când a ajuns la doctor, i-a făcut din nou analizele, a ieșit perfect sănătos, n-a mai avut nimic. A început din nou părul să-i crească, pur și simplu a fost o minune de la Dumnezeu. După, am mers în biserica unde mergea băiatul acesta, am mai mers de la 13 ani până la 17 ani, vreo 4 ani am mers la biserică. Între timp, familia unde stătea și într-un alt loc, cu mai mulți, cred că erau 20 într-o casă atunci. Și-au făcut casă în altă parte, au venit aici unde era și biserica și băiatul a schimbat biserica. A schimbat prietenii. A văzut că aici viața e mai ușoară, mai cu ispite, cu lucruri. A uitat despre Dumnezeu, a uitat de Dumnezeu și toată minunea care a făcut și a plecat în lume. Și până l-am cunoscut eu, 24 de ani, a fost în afară. Nu mai s-a lăsat de Dumnezeu. Când am ajuns eu în Bisau la biserica lor, tocmai ce s-a întorsese și el de vreo 2 luni, numai de gura lui mătușii sa, care între timp era și ea pocăită, și tot îi spunea, hai la biserică, uite ce-a făcut Dumnezeu. El tot beat, îmi povestea sâmbătă seara, eram beat, duminică, mă duceam de gura ei, venea la biserică. Și chiar când atunci când am ajuns și eu, a ajuns și meserarul acesta, așa a lucrat Dumnezeu că băiatul a început să vină, ușor, fiind poartă în poartă cu noi. Bine, nu avem garduri, zid în zid. Ușor a venit pe la noi. Veneam, mai mâncam, mai vorbeam, mai găteam împreună, mai vorbeam. Și așa, tot stă pe lângă noi. A venit băiatul și la biserică, a început să crească. Ne rugam cu el, ne citeam împreună dimineața. Așa a fost timp de vreo 2 luni și ceva. Să aflu, să cunosc o poveste a lui. Ce v-am povestit acum, abia după 2 luni jumate când a stat acolo, mi-a povestit toată istoria asta. Și mi-a zis, dar de ce nu te-ai dus tu? El mi-a zis că de 9 ani jumate el nu se mai dusese în zona lui și nu mai își văzuse familia de 5 ani. Și zic, păi cum e posibil? Adică doar pentru 250 de kilometri să nu îți vezi. Mi-a zis, Robert, din 2 motive. Unu, dacă mă duc acolo, îi am o mare. Așa au zis ultima dată și familia mea la fel mi-a zis că nu am ce căuta acolo, că ăștia să fac vreo și te omoară.